vrea să stea de vorbă cu ea, dar nu. Nu, pentru că bătrân, măi, tata, hei, și să stai cu capul jos. Om, bătrân, ce e frumos, cum e? Sau povesti. Ce, ești copil? Bin? Și de aceea s-a dus mai departe și s-a întâlnit cu... Crocodilul. Cu un pișcotar din grădina pe care o culășaia foarte bine. Da, și ea că... Da. Și când l-a văzut, a început să plângă de fericire. Alin sau pișcotarul? Nu. Alin amândoi. Amândoi. Așa, pentru că era o lămână unul de altul. Da. Foarte... Da. O să continui eu sau vrea ca Miria imediat? Eu aș vrea să spun dacă pot, da. Așa Alice nu mai știa dacă e Alice, dacă poate că sunt Mabel. Te rog să-mi spui cine sunt. Poate că sunt Alice, poate că nu mai sunt Alice. Ba se trezea, ba dormea, ba se făcea mică, ba mare, ba avea 25 de ani, ba avea 5 ani, ba avea mască. Nu mai știa cum să întrebe. Și să, domnule, să-mi spui dacă nu cumva sunt, te-a întrebat pe iepure. Iepurele de martie, cu ochișorii roșii și cu blănița albă. Un iepure care își căuta evantaiul, care era foarte stresat, care avea mânuși din piele de căpriță. Să știa așa de ce, Nu. Și atunci a întrebat, poate că nu sunt Alice, poate că sunt Mabel. Da? Dar cum arată Mabel? Da, Mabel știe cel mai frumos poezia cu crocodilul. Spune-o și tu. A fost odată un crocodil care intra titil titil să pescuiască pește nil. În